Autoritățile locale au stabilit pentru anul 2016 cum se vor acorda tichetele sociale oferite în ultimii 4 ani de Consiliul Local pensionarilor și persoanelor cu handicap cu venituri reduse. Și în acest an se vor acorda tichete tot în 4 tranșe, dar valoarea bonurilor a crescut de la 40 la 50 de lei. În ședința de astăzi a Consiliului Local s-a aprobat regulamentul pentru acordarea tichetelor sociale. Modificarea față de anul trecut constă într-o valoare mai ridicată a acestor tichete, în speță 50 de lei pentru fiecare persoană. În perioada imediat următoare, colegii mei de la Direcția de Asistență Socială vor întreprinde măsurile pentru notificarea persoanelor interesate și pentru depunerea documentației pentru acordarea acestor tichete. Beneficiază de tichete sociale orice familie în care cel puțin un membru este pensionar, persoanele singure pensionare, persoanele cu handicap care au domiciliul sau reședința în municipiul Roman și realizează venituri nete ce nu depășesc 750 de lei pe lună pe membru de familie. Persoanele care nu au depus documentația până la 20 martie pot să-și depună aceste acte pentru acordarea tichetelor sociale numai până la data de 20 a lunii următoare distribuirii tichetelor. Aceste persoane vor beneficia astfel doar de restul tranșelor al anului în curs, care urmează a fi distribuite ulterior.